Dacă simți că ai fost aruncat într-o lume scăldată de întrebări ce nu-și găsesc răspuns, dacă simți că lucrurile au început să meargă prost și ai căutat ceva sau pe cineva pe care să arunci vina, pune punct și ia-o de la capăt. Tot mai multe voci spun că e nevoie de schimbare. În învățământ, sănătate, politică, turism, despre speranțele românilor vorbim la Unirea FM. În fiecare zi de luni, după știrile orei 12, ascultați declarații în exclusivitate, dezbateri incitante la emisiunea Punct și de la capăt. Bun găsit, dragi prieteni, suntem la o nouă emisiune aici la Radio Unirea FM. Ne puteți asculta pe 107.2, ne puteți urmări pe pagina de Facebook a radioului nostru. Avem doi invitați de marcă, doi invitați speciali în studiourile noastre și ne referim aici la domnul Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, fost scrimer, multiplu mondial, multiplu medaliat la Jocurile Olimpice, campionate mondiale și campionate europene. Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit. Și bineînțeles, doamna Simona Amânar, fost gimnastă, la fel medaliată la Jocurile Olimpice Mondiale Europene, actual director al Academiei Olimpice Române. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua, mă bucur că sunt alături de dumneavoastră astăzi și să sperăm că o să facem o emisiune frumoasă împreună alături de telespectatorii dumneavoastră. Sperăm să ne audă cât mai multă lume și să și ia notițe, pentru că avem doi oameni foarte importanți în studiourile Radio Unirea FM. În primul rând v-aș întreba pe fiecare în parte cum ați găsit Alba Iulia. Am înțeles că sunteți la prima vizită aici. La prima vizită sunt eu, Simona, din câte știu și din câte am vorbit și aseară, a mai fost în Alba Iulia. Pentru mine este o surpriză plăcută Alba Iulia, cetatea. Am găsit un loc foarte frumos, îmi doream să ajung aici. Eram curios cum arată cetatea unde s-au întâmplat atâtea lucruri minunate pentru România, pentru poporul român, inclusiv Marea Unire, care cred că știe toată lumea că în acest an sărbătorim 100 de ani. Este un eveniment deosebit de important pentru noi și mi-aș dori ca toți românii să rezoneze într-un singur gând și într-o singură simțire în acest an centenar. Doamna Amânar? Așa cum a spus și Mihai, am mai fost aici. În fiecare an noi venim la Sălciua pentru că soțul meu a crescut și până la 7 ani aici, de către bunici a fost crescut. Și ceea ce îmi doresc astăzi este să avem cât mai mulți copii la evenimentul de astăzi, la Crossul Național, și să promovăm cât mai mult mișcarea în rândul copiilor și, de ce nu, a celor care iubesc sportul. Haideți să vorbim puțin despre Crossul Național Ziua Olimpică. În primul și în primul rând trebuie spus că toată această lună, luna iunie, este dedicată manifestărilor olimpismului, Ziua Olimpică fiind stabilită pe 23 iunie. Deci avem o lună plină, o lună în care sărbătorim olimpismul, sărbătorim fair play-ul, sărbătorim mișcarea, sărbătorim un stil de viață sănătos, un stil de viață prin mișcare, un stil de viață care să ne facă mai buni, care să ne aducă mai aproape unii de alții și care să ne arate că prin sport putem deveni mai sănătoși și putem avea încredere mai mare în noi. Vă rog. Astăzi la Alba Iulia ne dorim să avem cât mai mulți copii, încercăm să atragem cât mai mulți copii către sport și nu neapărat către sportul de performanță. Important este să facem mișcare, indiferent că alergăm, că mergem la scrimă, la atletism, important este să ne mișcăm, pentru că din ce în ce mai mulți oameni stau acasă, stau în fața calculatoarelor, în fața televizorului și uităm că mai avem nevoie și de puțină mișcare. Și astăzi asta încercăm, nu neapărat să câștigăm crossul sau să devenim campionul crossului național din Alba Iulia. Cât mai mulți copii, important este să avem cât mai mulți copii, să facem mișcare, pentru că
prin această mișcare copiii își atrag mulți prieteni, învață ce înseamnă fair play-ul, învață să devină mai buni și cred că este un eveniment frumos care se adresează în special copiilor și adulților, de ce nu? Pentru că copiii pot participa împreună cu familia, pentru că sunt pe diferite categorii de vârstă acest cross și va fi, cred că, și un eveniment unic, având în vedere că aniversăm și 100 de ani, pentru toți cei care vor fi astăzi alături de noi. Sunt diferite vremurile în care erați dumneavoastră copii față de acum? Adevărul că nu prea mai vezi copii pe, nu știu, în parcările din fața blocului, pe malul Ampoiului la noi. Da, e clar că vremurile s-au schimbat față de copilăria pe care noi am trăit-o, dar trebuie să luăm din fiecare perioadă partea bună, partea frumoasă, partea plăcută, partea care ne va rămâne nouă în memorie. În acest sens, părinții au o foarte mare responsabilitate, pentru că dacă în urmă cu 20-30 de ani, așa cum ați spus, copiii ieșeau și se jucau în parcări și vedeai foarte mulți copii afară, cum spuneam noi atunci, pe Maidan, da? În ghilimele. Astăzi, așa cum am spus, marea responsabilitate o au părinții pentru a-i aduce pe copii la sport, pentru a-i, efectiv, pentru a-i da afară din casă în modul bun, în modul constructiv, da, al cuvântului. Așa cum a spus Simona, trebuie să facem o delimitare foarte clară, foarte precisă între ceea ce înseamnă statul la calculator, statul pe telefon, da, și mișcarea în aer liber, jocul în fața blocului, desfășurarea unor activități care să ne permită să ne dezvoltăm armonios. Și aici intervine rolul părintelui, mult mai actual și mult mai accentuat astăzi decât în urmă cu zeci de ani, pentru că copilul este mult mai ușor să stea ori în fața televizorului, ori să facă alte lucruri în casă, decât să iasă afară. Și atunci, având astfel de evenimente în oraș, rolul părintelui este acela de a lua pe copil de mânuță și de a veni cu el. Copiii cresc prin exemplu. În momentul în care tu ca părinte te duci și practici activități fizice, mergi și alergi la un cross sau faci diferite activități fizice, copilul va învăța și va crește cu acest exemplu. Deci rolul părintelui este unul foarte, foarte important și de aceea astăzi la cross și eu voi alerga, Simona îmi va face galerie și dorim să dăm un exemplu și să fim un exemplu pentru părinți, dar și pentru copii. Parcă vorbiți din propria experiență. Sunteți părinți. Asta e avantajul. Așa este, suntem părinți și eu am 3 copii, 2 băieți și o fată. Cred că cei mai norocoși sunt acei părinți care au un bunic, o bunică care să-i ducă la sport, pentru că știu cât de mult astăzi sunt implicați părinții la serviciu și cu alte activități, pentru că sunt părinți care au câte 2 joburi pentru a face față cerințelor și atât a copiilor, cât și nevoile personale. Și eu cred că, da, în weekend sau când avem un pic de timp, cred că există acea posibilitate ca părintele să-și ducă pentru o oră copilul să facă mișcare, măcar o dată pe săptămână. Acum și școlile au un rol important, pentru că și la școală se face educație fizică, se organizează competiții. Important e să știi cum să alegi și ceea ce îți place cel mai mult să faci și să faci ceea ce faci de plăcere. Nu trebuie să faci obligat sau forțat. Indiferent că sunt dansuri, că sunt karate, să faci de plăcere și să-ți placă ceea ce faci și să faci cu drag. Și aici au un rol foarte important și profesorii de educație fizică din școli, pentru că se mai fac competiții, se mai merg în, eu știu, excursii pe diferite teme de sport. Deci eu cred că soluții sunt. Important e să-ți dorești să faci mișcare. Cum vedeți sportul românesc la ora actuală? O întrebare pentru ambii invitați. O las întâi pe Simona să răspundă.
Eu cred că mai durează un pic până ne revenim, dar ușor, ușor suntem în... Eu cred că ne revenim ușor. Este greu, este o perioadă grea pentru toate sporturile, pentru toată lumea, nu numai pentru gimnastică sau pentru atletism sau pentru alte sporturi. Cu siguranță vor fi din nou medalii, pentru că toată lumea s-a obișnuit să avem medalii, să avem podium, să fim pe podium. Nimeni nu s-a mai gândit că important este... cum spunea Pierre de Coubertin, important e să particip, nu să câștigi. Noi ne-am gândit numai la câștig, la un moment dat noi mergeam numai să câștigăm, nu să participăm. Atunci când ai participare într-o finală olimpică, cu siguranță vin ușor, ușor și medaliile. Și de ce nu cea mai înaltă treaptă a podiumului, așa cum își dorește toată lumea. Dar va mai dura un pic și vor fi întotdeauna atât surprize plăcute cât și neplăcute la orice campionat mondial sau jocuri olimpice, dar să sperăm că vom avea parte numai de surprize plăcute și de evenimente frumoase în viața fiecărui sportiv, pentru că toată lumea într-adevăr își dorește o medalie și toată lumea muncește să ajungă pe cea mai înaltă treaptă a podiumului sau să se cânte imnul României. Dar asta trebuie să avem răbdare. Dacă ne grăbim, stricăm treaba, știi cum e, graba strică treaba. Așa că ușor, ușor, cu siguranță România va fi din nou acolo cum a fost obișnuită, la cel mai înalt nivel. Da, întâi și întâi trebuie să facem o delimitare foarte, foarte clară în ceea ce privește sportul de performanță, așa cum se făcea el în urmă cu 10, 20, 30, 40, 50 de ani, da? Timp, în perioadă în care toți românii s-au obișnuit ca România să fie pe podium, să mergem la competiție și să câștigăm foarte multe medalii. Cine nu cunoaște cum se făcea sport în trecut și ce înseamnă sportul actual, vorbim aici de sportul de performanță, trebuie spus că această perioadă s-a schimbat foarte, foarte mult. În ce sens? În primul și în primul rând, valoarea participanților la competiție. În trecut, putem spune că erau 5-6 națiuni care practic contau în lupta pentru medalii. Acum, numărul acestor națiuni care intră în competiție și au pretenția să câștige medalii, cel puțin s-a dublat. Deci, dintr-o dată, sportul de performanță a devenit mult mai competitiv. Adversari care în trecut nici nu-ți spuneai măcar problema să te împiedici de ei, da? Acum sunt adversari redutabili și dacă nu ești atent la competițiile majore, la campionate europene, campionate mondiale, jocuri olimpice, orice adversar te poate înfrânge. De aceea, sportul de performanță a devenit foarte dur, foarte precis, foarte exact. E nevoie de specialiști în ceea ce privește fiecare domeniu din pregătire și dacă avem nevoie de specialiști, avem nevoie și de resursa financiară pentru a-i retribui pe acești specialiști, pentru că performanța este apreciată și este răsplătită peste tot în lume. În momentul în care nu faci acest lucru, specialistul respectiv pleacă acolo unde este apreciat la adevărata lui valoare și recompensat, firește, după nivelul la care el a ajuns. În momentul în care privim sportul ca pe un business, pentru că asta a devenit, da, cât bagi și ce scoți, corect, da, din această afacere, dacă îi putem spune, vom vedea unde merită să investim și unde nu merită să investim. Am ajuns într-un moment în care nu ne mai permitem să aruncăm banii pe fereastră. De aceea lucrurile s-ar putea să, și sunt convins că așa e, lucrurile nu sunt pe placul tuturor, dar într-o competiție în care nivelul este unul foarte ridicat, nu au loc decât cei care vor să facă performanță. Deci nu poți numai din talent. Talentul este foarte important, dar talentul te ajută, cum să spun, în momentele în care pregătirea este făcută 90%,
5% este inspirație și mai intervin după aceea procentele în foarte mică talent și noroc. Măsură în care talentul, norocul, forma de moment și toate celelalte mici detalii fac diferența. Dar, repet, pregătirea fizică nu se mai pune problema. Pregătirea metodică nu se mai pune problema. Deci trebuie să fii pus la punct cu tot ceea ce înseamnă bază pentru a face performanță. Și asta nu se poate face decât cu specialiști. Așa este. Și să nu uităm că avem foarte mulți specialiști care au plecat din țară, pentru că din cauza condițiilor, salarii și așa mai departe. Știm foarte bine aceste lucruri. Noi trebuie să încercăm să-i aducem înapoi sau să-i păstrăm pe cei care au mai rămas și vor să facă performanță. Da, așa este. Un subiect interesant. Aș întreba, domnule Covaliu, ce vă propuneți în următorii 2 ani, înainte de Jocurile Olimpice din Japonia? Eu spun că deja avem o imagine foarte clară asupra echipei olimpice. Am făcut un grup de elită, acel grup de elită care poate să emită pretenții și are valoare pentru a intra în lupta pentru medalii la Jocurile Olimpice. Am creat acel proiect care se cheamă Samurai 2020, un proiect în care avem la ora actuală 41 de sportivi de la 10 federații care sunt implicate în acest proiect. Sigur, ne dorim să vină mult mai mulți, așa cum a spus Simona, pot apărea și surprize plăcute, dar și surprize neplăcute. Primul obiectiv este a realiza calificarea la Jocurile Olimpice, pentru că, așa cum am spus, nivelul este unul foarte, foarte ridicat. Facem tot ceea ce știm, ce depinde de noi, pentru că acești copii, acești sportivi să aibă cele mai bune condiții pentru a se pregăti și pentru a fi la nivelul partenerilor lor de competiție, pentru a nu se simți cu nimic mai prejos în momentul în care intră în competiție. Și sigur așteptăm competițiile următoare de obiectiv până la Jocurile Olimpice să putem face o evaluare corectă asupra potențialului pentru aceste Jocuri Olimpice. Am abonat și noi din urmă cu mai mulți ani cu câțiva sportivi, mă refer la Alba Iulia aici, cu atlete. Este un lucru bun, adică comunitatea noastră se simte când avem un participant la Jocurile Olimpice. E clar că vorbim de Jocurile Olimpice. În primul și în primul rând ar trebui să să spunem beneficiile pe care această competiție o au, beneficiile pe care sportivii le au participând la o astfel de competiție. Toată viața lor se schimbă în momentul în care particip la o competiție de acest nivel, pentru că, și aici aș vrea să dau un exemplu pe care l-am găsit în Spania la Comitetul Olimpic de acolo, după ce Real Madrid a câștigat finala Champions League, m-am întâlnit cu președintele Comitetului Olimpic din Spania, Alejandro Blanco, și l-am întrebat care a fost click-ul pentru Spania în ceea ce privește dezvoltarea aceasta pe care sportul o are în Spania, pentru că ei sunt foarte, foarte atașați de sport în primul și în primul rând și au un sistem în care atât la sporturile individuale cât și la sporturile de echipă ei fac performanță. Și atunci domnul președinte mi-a spus foarte clar, deci sportul nu numai că ne-a schimbat concepția despre viață, dar a schimbat modul nostru de a trăi. Ei trăiesc acum prin sport și de aceea au aceste rezultate foarte bune. Și această schimbare a venit cu 6 ani înainte de Jocurile Olimpice de la Barcelona din 92, când ei au început să se pregătească pentru aceste Jocuri Olimpice, iar după aceste Jocuri Olimpice, ei practic au rămas în aceeași stare de
de a face sport, de a trăi prin sport și puteți vedea, Spania are rezultate în toate disciplinele și la sporturile de echipă, la basket, la fotbal, la handbal, în sporturile individuale, deci au sportivi extraordinari. De ce? Pentru că toți vibrează la unison, toți respiră sport, toată lumea face sport. Au o infrastructură foarte bună, au o mentalitate sănătoasă în ceea ce privește sportul și toată lumea susține tot ceea ce înseamnă sport. De la autorități locale, de la companii multinaționale, de la școală, de toate domeniile se întâlnesc la un moment dat în sport. Și de aici rezultatele pe care le știți cu toții. Este bine știut, sportul este un real ambasador, dar parcă în ultima vreme la noi l-am cam lăsat așa puțin deoparte. Este un real ambasador în momentul în care nu vibrăm toți și nu suntem conștienti toți că sportul este parte din viața noastră și parte din noi, se întâmplă ce se întâmplă. Așa cum am mai spus, ușor, ușor o să ne revenim. Toată lumea trebuie să iubească mișcarea și să nu ne mai gândim la performanță, pentru că toată lumea în ziua de azi, eu cu ce mă aleg, eu ce câștig, eu ce... Haideți să o luăm ușor, treptat, să, eu știu, în școli să promovăm mai mult sportul, în grădinițe, pentru că mă refer la gimnastică aici, gimnastica începe foarte devreme, se termină la fel de devreme, dar pentru alte sporturi nu trebuie neapărat să încep la 5-6 ani așa cum încep gimnastica. Eu cred că o să reușim și îmi doresc acest lucru și n-aș mai vrea să aud că suntem nu știu unde, că noi nu facem sport, eu zic că facem și să trebuie promovat mai mult presa, să ne ajute să promovăm mai mult sportul, mișcarea, pentru că avem nevoie de presă, da? Să încercăm să promovăm mai mult oamenii de valoare și să le arătăm ceea ce fac ei, pentru că copiii au nevoie de modele în sport și atunci cu siguranță vom avea din nou rezultate. Am văzut zilele acestea o imagine pe o rețea de socializare cu o palmă de la gimnastică de-a dreptul decojită pielea. Așa este, și eu am trecut prin asta, am concurat așa, pentru că atunci când ajungi la Jocurile Olimpice, dacă te cramponezi de acea palmă care s-a rupt, cum spunem noi, ni s-a rupt palma, păi ai ratat o muncă întreagă. Strângi din dinți, închizi ochii și cele 30 de secunde pe care le ai la paralel, le duci până la capăt, pentru că ai venit la Jocurile Olimpice. Pentru asta ai muncit să ajungi la Jocurile Olimpice. Am trecut prin multe, nu numai palme rupte, dar și dureri de spate, de picioare, adică sportul de înaltă performanță este greu. Și nu poți să, eu știu, să n-ai nicio durere. N-ai cum. Ai dureri, treci peste ele, strângi din dinți, dar de aceea există acea echipă de medici în spate, de oameni care te ajută să ajungi la cel mai înalt nivel. Dar aici noi vorbim doar de mișcare și de a face sport de plăcere. Cu siguranță, ușor, ușor, dacă iubești sportul, ajungi să faci și sport de înaltă performanță. Totul este să promovăm mai mult mișcarea, sportul și oamenii de valoare și modelele în sport, sau nu numai în sport, în absolut toate domeniile. În primul și în primul rând, practicarea unui sport dezvoltă acel spirit competitiv. Dezvoltă acea putere de a trece peste greutăți, peste dureri, peste, știu eu, lucruri care nu-ți plac sau nu-ți convin, da? Dar aici este vorbim despre un efort conștient, vorbim despre un efort de voință pe care îl faci doar în momentul în care ai ajuns la acea maturitate și la acea conștientizare a faptului că, da, tu ești dispus să faci acel efort. Tu ești dispus să treci peste acele dureri fizice, pentru că de la început, și aici părinții trebuie să știe foarte, foarte bine, nimeni nu își duce copilul la sport de la început pentru a face performanță. Asta trebuie să înțeleagă părinții. Am venit la sport pentru a ne dezvolta armonios, pentru a ne dezvolta deprinderile naturale cu care omul a fost înzestrat, da? După aceea, așa cum am spus, în momentul în care copilul, tânărul, hotărăște că el vrea să facă acel efort conștient, atunci vorbim despre apariția sportului de performanță. Până atunci vorbim despre
dezvoltarea, așa cum am spus, calităților motrice și de socializare. Sigur, sportul trebuie privit ca o șansă, pentru că noi, și aici mă întorc înainte la copilărie, nu aveai oportunitatea să pleci, să vizitezi anumite locuri, să-ți îmbogățești cultura decât prin sport. Astăzi putem vorbi de vacanțe, de știu eu, city break-uri, de weekend-uri de acestea cu părinții, dar cultura și deschiderea pe care ți-o oferă sportul, în foarte, foarte puține domenii te mai întâlnești cu aceste oportunități. Da, dar adevărul este că sunt și părinți în ziua de astăzi care parcă întorc puțin piramida și, cum spuneți dumneavoastră, îl fac direct fotbalist, îl fac direct judocan, îl fac... Trebuie să fim conștienți că... Și nu e o mentalitate bună. Nu putem sări etapele vieții și nu e sănătos, pentru că în momentul în care faci aceste salturi și nu arzi etapele normale, etapele firești, atunci vorbim despre apariția, știu eu, accidentărilor, frustrărilor, lucrurilor care, normal, respectând acești pași, nu apar. Da? De aceea, din nou, și revin, și am să revin de câte ori am ocazia, rolul părintelui acum, mai mult ca niciodată, sau mai mult decât în trecut, este unul esențial în ceea ce privește construcția tânărului adult. Da? Nu, în momentul în care ne forțăm copiii să ajungă campioni de mici, păi atunci înseamnă că am ars niște etape prin care copilul nu are posibilitatea să discearnă, să digere, să simtă fiecare palier al evoluției lui. Deci aici trebuie, și aici intervine răbdarea. Știu că trăim în secolul vitezei, știu că toate lucrurile se fac cu un click, dar lucrurile bune, lucrurile durabile, lucrurile sănătoase se fac cu răbdare, se fac, așa cum spunea Simona, încet, încet, cu pași mici, și trebuie să avem răbdare. Din păcate, în ziua de astăzi, răbdarea cam dispărut. Eu știu că am avut copilul la fotbal o perioadă, la competiții, părinții dau indicații de pe margine. Da. Aici este problema. Din păcate, antrenorul nu mai poate să facă nimic. Copilul nu știe pe cine să asculte, părinte sau antrenori. Și vin părinții și încep și sunt foarte pătimași la... Și atunci copilul nu știe ce să facă, este un pic disperat. Lasă-l să știe să piardă, să și câștige, să știe ce înseamnă o competiție, să știe de ce a pierdut, trebuie să învețe mai mult. Nu trebuie de acasă, părintele, tu trebuie să câștigi, tu trebuie să-i dai pe toți la o parte, tu ești cel mai bun. Nu, trebuie ușor, ușor să avem răbdare, așa cum a spus și Mihai, pentru că altfel nu avem rezultate. Trebuie să învățăm să fim mai buni, să avem o disciplină în tot ceea ce facem, să fim mult mai organizați. Trebuie să avem această răbdare. Mai durează un pic până să avem această mentalitate. Nu trebuie să mergi la concurs doar să câștigi. Dacă nu ai medalie, înseamnă că n-ai fost deloc bun sau n-ai făcut nimica. Sau... Asta nu înseamnă că dacă n-ai obținut o medalie, nu ești bun. Ușor o să înveți ceea ce înseamnă. Vezi unde mai ai de învățat, ce ai greșit. Adică nu poți dintr-o dată. Atunci când de fiecare dată ajungi, eu știu, pe locul întâi, sub diferite metode și nu alea care trebuie, păi tu știi că ești cel mai bun, și când ajungi adevărat să mergi la o competiție și ești pe ultimul loc, atunci te întrebi unde am greșit. Dar e prea târziu deja. Totul trebuie gradat și conștientizat, să fii conștient de ceea ce ai de făcut, și absolut aici părintele are un rol foarte important. Dacă știi să-l modelezi de mic, să știe să piardă, să câștige, să mergi într-un cadru organizat, adică să știi că totul este organizat, nu este un haos. Când o să ai un haos în tot ceea ce înseamnă sport și mișcare, cu siguranță lucrurile vor sta altfel. Da, așadar, dragi părinți, luați notițe, pentru că ați primit sfaturi de la două personalități, două nume incredibile de recunoscute la nivel mondial.
aș face acum o paralelă. În urmă cu puțin timp a fost și domnul Vasile Grozav invitat la mine în emisiune și am vorbit despre tot ceea ce înseamnă Jocuri Olimpice, Olimpiadă. V-aș întreba și pe dumneavoastră, nu este necesară introducerea unei materii referitoare la Jocurile Olimpice în școli? Domnule Covaliu? Aici v-aș răspunde că există în fiecare județ filiale ale Academiei Olimpice Române. Sunt oameni care se ocupă de educația olimpică, sunt oameni care dispun de un fond și de un bagaj de cunoștințe impresionant, sunt oameni care, i-am văzut acum în diferitele evenimente la care am participat în țară, sunt oameni cu o extraordinară dedicație pentru a oferi din aceste cunoștințe celor mici. Nu sunt valorizați la adevăratul nivel pe care îl au, nu sunt folosiți, da? La adevărata lor valoare. Cred că această propunere de a introduce o materie în școală referitor la Jocurile Olimpice este o idee bună și cred că vom găsi, să vedem propunerile oamenilor din teritoriu, pentru că în momentul în care mai avem o meteahnă de asta să facem lucruri care credem noi, știu eu, dintr-un birou sau din spuse așa, sunt bune și nu ascultăm care e realitatea în teritoriu. De aceea am venit și la Alba Iulia să vedem exact cum se organizează acest cross al zilei olimpice, câți copii vin, câți părinți vin. Și aici putem trage concluziile reale și putem vedea exact ceea ce e de făcut. Și sigur, colaborarea cu oamenii din teritoriu este vitală pentru a face exact ceea ce e nevoie, nu ceea ce, știu eu, credem unii sau alții fără a avea informațiile de la sursă. Eu cred că important este, așa cum am mai spus, profesorul de educație fizică din școală. Sunt profesori care deja le-au implementat cumva copiilor despre ce înseamnă olimpism, despre ce înseamnă Jocuri Olimpice. Lucrurile acestea se întâmplă, dar doar anumiți profesori fac acest lucru. Ușor, cu siguranță, toți cei care sunt implicați în sport sau predau educație fizică în școli vor face aceste lucruri și faptul că avem filiale aproape peste tot în țară este un lucru foarte, foarte frumos. Să nu uităm că acești oameni lucrează voluntar ceea ce fac. Nu sunt plătiți, fac din pasiune pentru că iubesc sportul, iubesc mișcarea și cu astfel de oameni cred că putem face foarte multe lucruri, cu oameni pasionați. Cred că asta e cel mai important, să fii pasionat și să-ți placă ceea ce faci. Da, pentru că ne apropiem de final, profit de prezența dumneavoastră aici și v-aș întreba pe fiecare în parte, care este cea mai frumoasă amintire din sport? Tot în acest sentiment de a da o rezonanță importantă sportului. Domnule Covaliu. Știu că aveți multe amintiri. Sunt multe amintiri și așa cum am spus și la începutul emisiunii, sunt și momente frumoase, sunt și momente mai puțin plăcute, dar important e, da, când tragem linie, să avem și acele momente frumoase în minte și acele momente mai puțin plăcute, pentru că ele contribuie la zestrea ta și la dezvoltarea ta ca om. Dacă vorbim de momentele frumoase, sigur, acele momente când ești pe podium, când ai câștigat, când se cântă imnul, sunt momente unice, sunt momente pe care, așa cum am spus odată, nu le poți cumpăra cu nicio sumă de bani. Sunt momente care rămân în inima ta, care te marchează și care vor fi cu tine toată viața, nu ai cum să le pierzi, da? Pe de altă parte, celelalte momente sunt importante de asemenea, deoarece
îți dai seama că acele momente, de fapt, au contribuit la momentele frumoase. Deci, nu există doar soare, da, într-o zi sau într-un an. Există și vreme bună și vreme rea și toate aceste ingrediente fac viața mai frumoasă și viața de sportiv este una frumoasă, pentru că dacă peste toate, peste accidentări, peste renunțări, peste sacrificii, după ce ai, știu eu, ai încheiat o carieră sportivă, rămâi cu acel sentiment că ești un om împlinit și că eforturile tale au fost meritate și au fost răsplătite. Într-adevăr, am avut momente foarte frumoase în sport, în sportul pe care l-am practicat. Nu pot să uit prima medalie olimpică sau prima medalie mondială, dar cred că cel mai frumos lucru pe care eu l-am simțit și pe care a făcut să mă simt mândră că sunt româncă, atunci când mergeam la campionatele mondiale sau din Japonia, acolo foarte puțini români, erau 5-6 români care în toată sala striga hai Simona sau hai România, care au plâns pentru noi, care erau atât de fericite atunci când aduceam o medalie acasă. Pe atunci nu exista acel Facebook unde aveai foarte mulți fani în care toată lumea era alături de tine. Când vedeai că oameni care nu te-au cunoscut niciodată te susțineau, erau alături de tine și chiar și cei care japonezi care erau acolo se arăturau acelor 5-6 fani care erau în sală și strigau hai România sau hai Simona. Este un lucru foarte frumos să vezi că ai fani peste tot, oameni care te susțin, oameni care plâng pentru tine, indiferent dacă ai câștigat sau nu o medalie, sunt alături de tine. Cred că astea sunt cele mai frumoase momente, să vezi oameni care te apreciază, oameni care, vin și spun am plâns pentru tine sau ți-am ținut pumnii sau am spus cazi X, cazi Y. Sunt momente deosebite când vorbești cu fanii care au fost lângă tine și cu care am ținut legătura, cu unii dintre ei am ținut legătura. Acum există aceste pagini de socializare care ei sunt mult mai aproape de tine, dar atunci aceste pagini nu existau. Da, mai aproape în suflet. Exact, exact. Bun, am ajuns la finalul emisiunii, însă v-aș ruga înainte să am tot dat sfaturi, să lăsați și un ultim mesaj pentru această tânără generație. Înainte să ne luăm rămas bun. Da. În primul și în primul rând, copiii și toți locuitorii din Alba Iulia trebuie să fie bucuroși, să fie mândri că s-au născut în Alba Iulia, că s-au născut în România și să se bucure de fiecare zi pe care o au, deoarece sunt norocoși, sunt binecuvântați că trăiesc în acest loc. E un loc deosebit de frumos, e un loc cu o încărcătură istorică fantastică și trebuie să învățăm să prețuim ceea ce avem, să ne bucurăm de ceea ce avem, să ne bucurăm de fiecare zi, să ne bucurăm astăzi că avem acest cross al zilei olimpice aici, la Alba Iulia, și să venim să ne bucurăm împreună, așa cum am spus, de aceste clipe, de acest moment și să ne trăim viața frumos. Deci, trăiți-vă viața frumos! Doamna Mular? În primul rând, aș dori să-i felicit pe părinții care sunt alături de copiilor, care îi susțin să facă mișcare, să facă sport și care îi susțin în toate competițiile la care participă și așteptăm și astăzi la crosul olimpic de aici din Alba Iulia, crosul național. Și știu că este greu pentru ei să facă acest efort, dar să strângă un pic din dinți și să fie alături de toți cei care îți doresc să facă mișcare și să facă sport. Bun, vă mulțumesc foarte mult încă o dată că ați acceptat invitația și, bineînțeles, vă urăm numai succes, că e spor în tot ceea ce faceți, pentru că aveți multe lucruri de făcut pentru România și pentru sportul românesc în general. Mulțumim, mulțumim mult și mulțumim pentru invitație și a fost o plăcere să fim astăzi aici la Alba Iulia și cu siguranță vom mai veni și cu alte ocazii. Bună. Și la mulți ani Alba Iulia și la mulți ani România, da, cu ocazia centenarului. Așa să fie, să avem cât mai multă lume și la cross, să avem cât mai multă lume și la manifestările dedicate centenarului Marii Uniri. Aceasta a fost emisiunea de astăzi, eu sunt Tudor Stan, vă urez toate bune!
Dacă simți că ai fost aruncat într-o lume scăldată de întrebări ce nu-și găsesc răspuns, dacă simți că lucrurile au început să meargă prost și ai căutat ceva sau pe cineva pe care să arunci vina, pune punct și ia-o de la capăt. Tot mai multe voci spun că e nevoie de schimbare. În învățământ, sănătate, politică, turism, despre speranțele românilor vorbim la Unirea FM. În fiecare zi de luni, după știrile orei 12, ascultați declarații în exclusivitate, dezbateri incitante la emisiunea Punct și de la capăt.